5 luni de zile, atât a avut de așteptat Arsenal Malu pentru o greșeală din partea Unirii Izvoarele, care a venit etapa trecută. Echipa care a detronat-o pe Unire a fost Picul Izvoru, care a reușit să câștige cu scorul de 1-0. Arsenal Malu și-a recăpătat pofta de gol după ce sâmbătă a învins în deplasare cu 4-1, scorul la care Dunărea Giurgiu pierdea în urmă cu 2 etape pe același teren în fața echipei Argeșul Hotarele. Jelescu, Danciu și Damian au marcat pentru oaspeții, care au beneficiat și de un autogol înscris de cei din Hotarele. A fost un joc bun făcut de băieții noștri, o primă repriză excelentă, a doua repriză au redus din turație și n-au mai marcat, ba chiar a primit un gol. În a doua repriză a jocului, băieții deja au început să se gândească la masa de Paște, la drob, la ouă. Nu cred că au început să se gândească la masa de Paște, au jucat în continuare, dar n-au mai intrat. Au mai fost câteva ocazii și în a doua repriză mingea n-a mai vrut să intre în poartă. Dunării au reușit astfel să recapete poziția de lider chiar înainte de Paște. Totuși, diferența dintre Malu și Izvoarele este făcută de golaveraj, deoarece la puncte sunt egale, însă Arsenal Malu are avantajul unui meci mai puțin disputat. E greu să ajungi pe primul loc, dar și mai greu să-l păstrezi. Haideți să vedem ce se va întâmpla de acum înainte, cine va termina pe primul loc, important e la finalul campionatului cine va fi acolo. Și în seria de nord a campionatului județean de fotbal s-a produs rocada. Argeșul Mihăilești a revenit pe primul loc, profitând de faptul că Zmei Ogrezeni a stat. A fost o etapă de revigorare și pentru Dunărea Giurgiu, care a câștigat în deplasare un meci cu cel mai dificil adversar întâlnit în returul de campionat, Mihai Viteazul Călugăreni. Pe terenul finalistei campionatului județean din sezonul trecut, Dunărea s-a impus cu scorul de 2-1 prin golurile înscrise de Mugurel Vrabie și Florin Miu.